Ce alimente ar trebui să consume bolnavii de diabet? Ar trebui să consume alimente cu indice glicemic mic, adică în general, deci dacă ar fi să dăm exemple, ar fi cereale integrale, cum ar fi orz, ovăz. În afară de cereale integrale, ar trebui să consume legume și fructe. Trebuie să aibă și acolo grijă la indicele glicemic, pentru că sunt fructe care au o cantitate mai mare de fructoză. Ar trebui să consume semințe, semințe de in, spre exemplu. Ar trebui pește de 3 ori pe săptămână. E foarte indicat. Să aibă grijă la partea de grăsime din carne, spre exemplu, să fie pui, curcan, dacă se poate, și cel mai indicat, datorită cantității de omega-3 pe care îl conține peștele, este cel mai indicat. Există două alimente care ar fi bine de introdus în dieta zilnică a unui pacient cu diabet zaharat. Acestea sunt afinul. Afinul este bine de consumat fie infuzie din două lingurițe de frunze de afin, pentru că conține mirtilină și ajută la scăderea glicemiei, fie atunci când este sezonul, dacă se poate, două căni de afine pe zi. Pe lângă afin ar mai fi scorțișoara. Scorțișoara s-a demonstrat prin unele studii că reduce nivelul glicemiei. Ar putea fi adăugată, spre exemplu, dacă hotărâm astăzi să mâncăm fulgi de ovăz, am putea jumătate de linguriță de scorțișoară, dacă ar fi consumată zilnic, și ea contribuie la scăderea glicemiei. Sunt două alimente de ajutor pentru pacienții cu diabet. Ar trebui să evite, în primul rând, produsele de patiserie, dulciurile sub orice formă, pentru că au un indice glicemic mare și atunci cantitatea de glucoză care intră în sânge determină o creștere a glicemiei destul de marcantă. Cel mai important este partea de patiserie, pentru că pe lângă zahărul care este adăugat în produsele de patiserie, este și grăsimea care este sub formă de untură și ar trebui... Aici ne referim, de fapt, la produse de patiserie și partea de gogoși, chipsuri, toată această alimentație luată pe fugă. Cum este cel mai corect să își prepare alimentele diabetice? Cel mai corect ar fi să renunțe puțin la a prăji, mai ales dacă vorbim de produsele din carne, într-o cantitate mare de ulei, pentru că accentuează procesul de ateroscleroză și ar trebui să renunțe la a prăji, mai ales carnea, în foarte mult ulei, să încerce pe cât este posibil să fiarbă alimentele, dacă se poate, să coacă, deci cât mai puțin prăjit. E foarte important pentru un bolnav de diabet, fie că este diabet zaharat de tip 2 sau de tip 1, să împartă mesele pe parcursul, cum ar trebui să facem de fapt și noi, cei sănătoși, să le împartă pe parcursul a trei mese principale, adică mic dejun, prânz și cină, bineînțeles în măsura în care se poate. Și cel mai important ar fi să fie și două gustări. Ideal pentru aceste gustări ar fi ora 10 și ora 17. Mișcarea este foarte importantă la un diabetic, pentru că, așa cum știm, în momentul în care facem mișcare, punem mușchii la treabă, dacă putem să zicem așa, și principalul combustibil pentru mușchi este glucoza. În momentul în care un bolnav cu diabet face mișcare, mușchiul consumă glucoză și ușurează insulina să introducă activitatea, de fapt, sau, cum să zic, activitatea insulinei, să introducă glucoza în celulă și să consume, să aducă combustibil celulei.